Alertă în această dimineață după ce un incendiu a izbucnit pe bulevardul I. Cebrătianu din municipiul Drobeta Turnul Severin. Flăcările au cuprins acoperișul unei case și al unei anexe, pe o suprafață totală de aproximativ 50 de metri pătrați. Cauza probabilă a fost neprotejarea față de materialele combustibile din jur, a coșului de evacuare a fumului. Noi ne sculasem atunci. Ce s-a întâmplat? Nu știu, să ne sculasem atunci. Nu avem foc de aseară, nu avem sără nimic. Din partea asta vine nimic. Ne pomeneam cu flacăra în geamă. Începui să țâmpă tui la vecini. Și aia. Noi stăm și cu chirie, vai de capul ăla. Nu aveați nimic în priză, poate eu știu. Nimic nu aveam, noi nu, că ne îngălzim cu soba. Un scurt circuit ceva, probabil. Nu, păi dacă n-am fost sărăm nimic aprins, nici becurile nu le-au seapnă. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a fost solicitat să intervină în municipiu la un incendiu de casă. Am ajuns la fața locului cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță smurd, un ofițer, 16 subofițeri. Am constatat că ardea generalizat o anexă gospodărească cu pericolul de extindere la cele două case. Am intervenit prompt, am reușit să localizăm incendiul, să-l stingem în limitele găsite. Pagube la prima vedere? Pagubele la prima vedere, anexa gospodărească care a fost distrusă în totalitate de incendiu, restul pagubelor sunt în curs de evaluare. Nu a fost însă singurul incident de acest fel. Pompierii mehedințeni au avut și un weekend încărcat de astfel de evenimente nedorite. Pompierii mehedințeni au intervenit în primul weekend din acest an la un număr de 13 situații de urgență și pentru acordarea primului ajutor medical la 30 de urgențe medicale. În perioada 4-6 ianuarie, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea a 11 incendii, 4 dintre acestea izbucnite la vegetație uscată, iar alte 7 la anexe, locuințe gospodărești, dar și clăi de fân în localitatea Dâlma. Totodată, salvatorii din cadrul ISU Mehedinți au acționat pentru salvarea victimelor ca urmare a producerii a două accidente rutiere, pentru deblocarea ușii unui apartament din municipiul Drobeta Turnul Severin, dar și pentru transportarea unei persoane cu probleme medicale de la locuință și până la ambulanță. Pentru evitarea acestor situații, pompierii mehedințeni le recomandă locuitorilor județului să nu își lase obiectele lângă coșurile de evacuare a fumului, să curețe aceste coșuri, iar în cazul în care pleacă de acasă să nu lase obiecte de uscaznic în priză.